Nepoțelul stă acolo și cu Vasilica. Ne-am pus la masă, aștepte să luăm mici, cartofi. Ia uita ce hamții bune aici. Pune mobil, că dragă, pune frumos la Bălcina, mai fost de ani de zile că am fost foarte ocupată și ani de zile n-am mai fost, dar cu chiar îmi place, chiar plăcut. Mi-aduc aminte de anii copilăriei, când mă duceam în toate lanțurile, când stă distrânt și pe toamnă, când era de frumos. Da, uite, ce o bunătate! Acolo este muzică. Ei, a venit ploaia și a mai plecat lumea. Dar tot frumos este. Tot frumos este. Plăcut. E plăcut. Uite, toată lumea așa, parcă n-am avea nici acasă, dar parcă ăștia sunt mai puși cu peștișorii aia și cu cartofii ăștia, băi, parcă miroase frumos, sunt mai delicioși. Tot timpul ți se pare că mâncarea din sat e mai bună decât aia de acasă. Și la mine, când trec pe la poartă, tot la fel îmi spun prietenii care trec, care vin, femeile, vecinii, îmi zice, mamă, dar ce miroase, ce miros plăcut. Asta e, ne se pare că e mai bun. Hai de mine, dar nu mai sunt mici migrator. Să mai așteptăm? Să mai așteptăm până se face. Să așteptăm, că doar n-aveam treabă. Nepoțelul a fost foarte impresionat de alea, de mașinele alea, m-au distrat foarte tare. Pentru că nu știam că trebuie băgată pizza și se izgeau toți de mine. Așa trebuie să stau în mijlocul atacului până s-a terminat prima tură. Ei, la a doua tură a fost mai plăcut. Da, asta e, așa e că nu te pricep. Uite, așa și bunătate acolo, de-abia aștept să saborez. Nu mi-e foame, dar pofta-i mare. Pofta-i mare. Foarte frumos, foarte frumos. Dragile mele, bine să ne mai ducem și la distracție, să mai, ne mai ducem și ne mai ieșim în lume măcar, să mai vedem cu ceva, că și așa viața este cum este, scurtă, să nu știe ce ne mai așteaptă. Măcar cât de cât e bine să mai simțim și noi că trăim. Mai muncă, muncă, muncă și nimic altceva. Vă pup, ne mai auzim!